Au apărut imagini cu momentul accidentului de circulație produs ieri după amiază pe strada Ionașcu din Slatina. Autoturismul circulă cu viteză și petrecerea de pietoni pe linie continuă intră în depășirea camionului, după care îl acroșează. Mașina se răstoarnă apoi pe carosabil. Șoferul, un tânăr de 42 de ani din Slatina, a suferit multiple răni, fiind găsit inconștient de cadrele medicale. El a decedat la scurt timp după ce a ajuns la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean. În accident a mai fost rănit ușor o bătrână care se afla pe trotuar. Șoferul camionului nu a suferit răni. A fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Polițiștii au deschis o anchetă, urmând să fie audiați mai mulți martori pentru a stabili cauzele producerii accidentului. Din primele cercetări, anchetatorii au stabilit că șoferul autoturismului circula cu viteză și a încălcat grav regulile de circulație. Acul kilometrajului a rămas blocat la 140 de km la oră. Se pare că tânărul care a murit în accidentul provocat chiar de el avea probleme de sănătate. Medicii legiști urmează să stabilească și dacă acesta se afla sub influența alcoolului sau a stupefiantelor.